Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician, inițiator al campaniei Stop Autismului Virtual, președinte și membru fondator al Asociației pentru Sănătatea Mentală a Copilului. Deci, iată, un invitat cu foarte multă experiență și, aș spune eu, expertiză în zona sănătății mentale a copilului. Și astăzi vorbim despre efectele dăunătoare, mie îmi vine să spun efectele devastatoare, ale expunerii copiilor la ecrane, la gadgeturi, indiferent că vorbim despre televizor, tabletă, telefon sau orice altă formă de interacțiune cu mediul online, cu mediul virtual. Și pornim discuția noastră de la o carte foarte utilă în sensul discuției noastre. Este vorba despre părinții și tehnologia digitală. Cum să crești o generație conectată, de John Coleman și Susie Hyman, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Bineînțeles că pornim de la conținutul, de la subiectul acestei cărți, părinții și tehnologia digitală. Știm foarte bine că tehnologia prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. În momentul în care mă refer la avantaje, mă refer la faptul că părinții au un soi de conectare, iată, nu doar fizică, dar au și o conectare virtuală cu copiii. Dacă stau să fac o referire la faptul că în urmă cu 40-50 de ani părinții noștri ne sunau poate o dată pe zi și o făceau de la muncă, de la servici, de pe un telefon fix și ne sunau tot pe un telefon fix. Iar dacă noi nu eram acasă și eram la joacă în fața sau în spatele blocului, aveau așa o mică strângere de inimă. Oare ce face copilul meu acasă? Cum o fi? Ce a făcut când a venit de la școală? E, de data aceasta avem această posibilitate prin intermediul rețelelor de socializare de a fi în permanent contact, bineînțeles mai puțin la orele de curs, cu copiii noștri. Dar pe lângă avantaje există și dezavantaje. Și aici, înainte de a începe emisiunea noastră, vorbeam despre faptul că tehnologia prezintă avantaje și dezavantaje. Iată, expunerea îndelungată la gadgeturi, la ecrane a copiilor, că vorbim despre televizor, că vorbim despre laptop, că vorbim despre telefon sau despre tabletă, copiii trebuie să aibă un număr limitat de minute sau de ore. Și aici Marius Teodor Zamfir ne va spune mai exact cum stau lucrurile, cât este necesar sau cât poate copilul să petreacă în fața ecranelor timp de relaxare într-o zi, bineînțeles, după orele de curs. Așadar, începem discuția noastră cu această idee, cu această provocare. Cum le spunem copiilor despre timpul pe care au voie să-l petreacă? Și nu pentru că așa vrem noi, ci pentru faptul că vorbim aici de sănătatea mentală a copilului, ceea ce poate duce, să spunem, la forme severe de autism virtual. Da? Copilul stă foarte multe, petrece foarte multe ore în fața ecranelor, în fața gadgeturilor și își formează o realitate proprie, o realitate virtuală și este cu totul și cu totul deconectat de realitatea fizică și mai ales de părinți. Bună ziua, în primul rând, ție și invitaților tăi. Într-adevăr, cred că ar trebui să definim un pic ce înseamnă ecrane, pentru că în ultimul timp, cu toții, datorită pandemiei, stăm foarte mult în fața ecranelor. Da? Sunt oameni care lucrează 8-10 ore pe zi în fața unui ecran. Sunt copii care în timpul programului de școală stau și 6-7 ore pe zi în fața unui ecran. Ar trebui să delimităm aceste ecrane pe care le numesc eu ecran în stare beta, adică ecran în stare de gândire, de concentrare, de analiză, de planificare, pentru că în momentul în care stăm în fața unui ecran, dar
avem nevoie de aceste mecanisme cognitive de analiză, de organizare, de planificare, de gândire, creierul stă în undele cerebrale beta și în general nu este destul de puțin afectat, să spunem așa, chiar spre deloc afectat de factorul acesta al ecranelor, dar ar trebui să-l departajăm de ecranele în stare alfa, ecranele ca și relaxare, ca și joc, ca și modalitate de petrecere a timpului liber, să spunem așa. Pentru că în timp ce stăm în fața unui ecran ca și relaxare, creierul se duce în aceste unde cerebrale alfa, unde cerebrale pe care noi le mai întâlnim în somnul cu vise, somnul acela de dimineață, unde suntem și un pic conștienți, dar încă visăm, le mai întâlnim chiar în hipnoză. Și în momentul acesta, creierul folosește foarte mult emisfera cerebrală dreaptă, care e responsabilă cu imaginația, cu creativitatea, dar emisfera cerebrală stângă, care e responsabilă cu gândirea, cu analiza, cu organizarea, planificarea, aproape că nu mai funcționează deloc. Cortexul prefrontal, care e responsabil cu gândirea analitică, până la urmă, la fel, nu mai funcționează deloc. Datorită acestui flux de sânge către emisfera cerebrală dreaptă, în creier încep să se descarce substanțe pe care le întâlnim în gama opiacelor. Deci sunt asemănătoare opiacelor și în gama opiacelor avem heroină, morfină, codeină. Deci vorbim de niște substanțe care ne oferă plăcere, ne oferă relaxare. Și atunci creează un fel de dependență neurologică, mai ales majoritatea cercetătorilor care lucrează în dependențe, mai ales Gabor Mate, care este cel mai renumit cercetător în dependențe, spune și el la fel că o oră petrecută în fața unui ecran echivalează cu substanțe din acestea ca și drogurile până la urmă. Și atunci aici, în aceste momente, îi afecta copilul și nu neapărat de o expunere, cum ai spus tu, și de o supraexpunere. Și aici cred că ar trebui să ajungem la întrebarea pe care ai pus-o tu, cât ar fi bine să stea un copil ca și relaxare în fața unui ecran. În Europa, din păcate, nu prea sunt studii. Avem o recomandare de curând a Organizației Mondiale a Sănătății care spune că până în 5 ani, maxim o oră, și atât. Deci nu ne dă alte referiri. Și atunci ar trebui să ne bazăm foarte mult pe recomandările Academiei Americane de Pediatrie, care sunt făcute de prin 2008, dacă nu mă înșel, dar sunt reînnoite în 2016 și sunt bazate pe 49 de studii. Vorbim de studii legate de probleme de alimentație, probleme de somn, probleme de dezvoltare cognitivă, dezvoltarea limbajului, de probleme de atenție, de interacțiune socială. Și dânsii spun în felul următor, bebelușii între 0 și 1 an și jumătate ar fi bine să nu stea deloc în fața ecranelor. Între 1 an și jumătate și 2, maxim o jumătate de oră, dar neapărat cu un adult în preajmă care să le explice tot timpul ce se întâmplă în fața ecranului respectiv, tocmai pentru că ei încă nu au capacitatea cognitivă de analiză a ceea ce se întâmplă acolo. Între 2 și 6 ani, maxim o oră, și între 6 și 12 ani, maxim 2 ore pe zi și neapărat aici verificat de adulți conținutul, să nu fie violență, să nu fie limbaj licențios. Ori, din păcate, în ultimul timp, copiii sunt obligați cumva să stea în casă, pe lângă orele astea de școală, ei după aceea tind să rămână tot conectați în mediul acesta online, dar bineînțeles ca și relaxare. Ori pe jocuri, ori pe diverse rețele de socializare, ori pe fel de fel de filmulețe, dar e foarte important cât îi lăsăm. Și dacă am putea să respectăm aceste recomandări ale Academiei Americane de Pediatrie, în principiu copiii n-ar trebui să fie foarte afectați. Problema e când depășim aceste praguri și ce am observat eu din cazuistica clinică, deja persoanele care stau în medie 4-5 ore pe zi ajung să creeze o dependență de aceste ecrane. Deci vorbim de o dependență neurologică, vorbim de o dependență care lucrează pe aceleași mecanisme ca orice dependență, de alcool, de droguri, de jocuri de noroc, deci lucrează pe aceleași principii. Și atunci va fi din ce în ce mai greu să scoatem aceste ecrane, mai ales că cu un adult, când lucrăm pe dependență, e un pic mai ușor, cu toate că în general e greu să lucrezi pe adicții cu adulții. Dar cu un adult e mai ușor în ce sens? Pentru că adultul, când a ajuns la tine ca și psiholog, a conștientizat că are o problemă, vrea să-și rezolve problema respectivă
și depune un efort pentru a-și rezolva problema respectivă. Ori, în general, cu un copil, cu un adolescent, el nu prea vrea să scape de adicția respectivă, lui îi place. Părintele îl aduce la psiholog, la psihoterapeut și zice, eu vreau să rezolv, că el e dependent de ecran. Fără a conștientiza că, de fapt, această dependență pleacă de cele mai multe ori de la noi, de la părinți, și aici cred că ar trebui noi cumva să ne analizăm comportamentele, pentru că în ultimul timp noi stăm foarte mult în fața ecranelor, sau chiar dacă n-am stat în fața ecranelor, gândiți-vă într-o zi obișnuită, să spunem, da? Plecăm la serviciu, venim după 10-12 ore acasă, copilul nu vede aceste 10-12 ore pe care eu le-am lucrat. Da? Eu vin acasă, încerc să pun toate treburile în ordine, să dau de mâncare copiilor, să fac curat, să scot câinele în parc, eu știu fiecare ce treburi are, după care normal că vreau să mă relaxez. E sfârșitul unei zi obositoare. Dar de obicei, cum găsesc eu relaxarea ca adult? În fața unui ecran. Sau îmi iau telefonul și îmi verific mail-urile. Sau... Și copilul ce vede? Vede cele 10-12 ore în care eu am fost plecat și am alergat și am muncit? Sau vede cele 2-3-4 ore în care eu interacționez cu el? Și atunci, ar fi nedrept să-i spun, tu n-ai voie să stai în fața unui ecran, dar eu stau în fața unui ecran. Asta vreau să punctez, pentru că e o situație cu care ne confruntăm. Eu, unul, o spun sincer, din propria experiență, mă confrunt și cu siguranță se confruntă și alte persoane, în fiecare în familia sa. Faptul că după cele 8, 9, 10 ore petrecute la muncă, părintele, mama sau tata, nu contează, vine acasă și simte nevoia să stea pe o... Așa găsește el relaxare. Din păcate, exact ce spuneam la începutul materialului nostru, tehnologia și progresul și accelerarea aceasta a tehnologiei vine și cu părți bune și cu părți rele. Și faptul că în loc să stau cu copiii, să-i întreb... Cum v-ați petrecut ziua? Cred că este întrebarea esențială. Cum v-ați petrecut ziua? Ce ați făcut voi astăzi? Da? Și copiii la fel. Mama sau tata, cum te-ai simțit la serviciu? Ce ai mai făcut? Ce ai mai aflat? Cum? Da? Vine părintele și ia telefonul și stă încă o oră sau încă două ore, probabil până la ora de, până la momentul culcării, stă pe telefon, în general pe rețelele de socializare. Lucru care nu cred că este ok. Și cred că conectarea fizică și conectarea psihoemoțională cu copilul este foarte importantă. Acel timp de calitate despre care am tot și am tot și am tot vorbit noi. Să stau să mă uit în ochii copilului, el să se uite în ochii mei și să încercăm să interacționăm. Bineînțeles că eu dacă vin, copilul o să spună, da, mama e lângă mine sau tata e lângă mine. Dar dacă stă cu ochii în telefon, nu se întâmplă nimic. Într-adevăr că până la urmă noi oamenii ne deosebim de toate celelalte viețuitoare din jurul nostru. Prin ce? Tocmai prin această empatie. Ori empatia cum se dezvoltă? Prin interacțiune socială, în primul rând, ca eu să te urmăresc pe tine, să am o motivație pentru a te urmări, după care vine imitarea. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aici sunt niște mecanisme genetice și neurologice care nu se mai activează corespunzător la copiii care stau foarte mult în fața ecranelor. Gândiți-vă că suntem niște persoane atât de... dependente de mecanismele sociale, încât dacă ne analizăm o zi obișnuită, vom constata că 80-90% din activitățile zilnice ale noastre, ale adulților, în timp ce le facem, nu prea avem niciun chef să le facem. Nu-mi spune mie cineva că se duce în fiecare zi de plăcere la serviciu și când vine de la serviciu, radiază de fericire că se duce spre casă să facă curat, să facă mâncare, să scoată copiii în parc sau să-i ducă la meditații sau să scoată cățelul sau eu știu ce să fac. Clar nu, dar vedem că în spate avem niște mecanisme sociale care cumva ne obligă să facem activitățile respective și care, neurologic declar, nu-mi place să fac curat, dar la sfârșit, după ce am făcut curat, faptul că am curat în casă declanșează la nivelul creierului meu serotonina și dopamina, care sunt hormonii plăcerii, și anulează tot efortul pe care eu l-am depus până atunci. Aici e problema la copiii din ziua de astăzi. Odată avem cele două extreme cu consumul mare de ecrane și lipsa de conexiune, până la urmă, între noi și copil, dar de cele mai multe ori, în extrema cealaltă, avem hiperprotectivitate.
nu, copilul trebuie să nu facă nimic și fac eu totul pentru el. Și atunci copilul acesta va fi foarte disfuncțional pentru că el nu are mecanismele genetice, neurologice de obținerea plăcerii pe interacțiunea socială până la urmă. Și el obține plăcerea doar din acest device electronic care lui oferă plăcere până la urmă, că de acolo el se întâlnește cu prietenii reali sau virtuale, acolo poate fi o altă persoană, poate să fie foarte puternic, poate să alerge foarte repede, poate să fiecare în jocul lui acolo sau în modul în care el interacționează cu mediul acesta virtual, își găsește niște mecanisme care oferă plăcere, își găsește o lume virtuală care e reală cu expectațiile lui până la urmă. Și din păcate, în lumea reală, ei sunt foarte disfuncționali. Pentru că îl pui să spele o farfurie la 12, la 13, la 14 ani și vezi că el nici măcar nu știe să facă lucrul acesta. Nu, de multe ori nici măcar nu știe să ducă farfuria până la bucătărie, să o pună în chiuvetă. Sau de cele mai multe ori, bun, faptul că nu știe, ar mai fi cum ar mai fi, că încercăm să-l învățăm. Mamă, tată, hai mai bagă și tu aspiratorul, șterge și tu praful, spală și tu vasele și câte, pune apă la flori, câte lucruri sunt, să zicem, atât de normale în casă. Și, dar ideea este în momentul în care vine cu negația, da? Nu vreau, nu. Și aici avem niște mecanisme, da? În spate și trebuie să le explicăm pentru a înțelege toți oamenii care ne privesc acum. În primul rând, dacă stăm foarte mult în fața ecranului, creierul nostru începe să perceapă informația la viteza cu care emite ecranele și să se seteze. Ori ecranele emit în format clasic pe 25 de cadre pe secundă. Dacă ne ducem în HD, avem peste 50 de cadre pe secundă. Spuneam că oferă plăcere ecranele la nivel neurologic pentru că descarcă substanțe din gama opiaceilor și ceea ce mi se pare cel mai grav, fără să depună niciun efort. Singurul efort eventual este să mute mouse-ul sau să scruleze pe ecranul respectiv. Ori normal că în momentul în care copilul și persoana respectivă revine în lumea reală, faptul că eu trebuie să mă duc să-mi iau un pahar cu apă este un efort, pentru că în joc doar dădeam click undeva și îmi venea un pahar cu apă. Eu acum trebuie să mă deplasez, trebuie să caut un pahar, să deschid chiuveta sau să deschid sticla, să-mi torn în pahar, să beau. Este un efort destul de mare pentru mine. Nu mai vorbesc de activități și acolo am o motivație primară, că mi-e sete și trebuie să mă duc să beau apă. Dar, cum spuneai și tu, hai să învățăm să ne responsabilizăm copiii în funcție de vârstă, să mai facă și curat, să-și mai ducă rufele la spălat sau poate chiar să le bage în mașina de spălat și să o programeze, că nu-i mare lucru. Avem tehnologie, apropo de ce spuneai, că tehnologia ne ajută foarte mult în ultimul timp, dar măcar să te responsabilizezi. Și aici, iarăși spuneam, din păcate este cumulul acesta de factor, dar plecat tot de la greșeala noastră a părinților, că nu conștientizăm, spunem, într-adevăr am trăit 45 de ani de comunism cu niște lipsuri și la nivel genetic, ontogenetic, lucrurile astea s-au transmis asupra noastră cumva și noi tot timpul ne gândim, mie mi-a fost greu și vreau și copilului meu acum să nu-i mai fie greu și vreau să-i fie bine. Dar greșim foarte mult, pentru că discutând cu cercetători în genetică, în neurologie și întrebându-i, eu lucrând foarte mult cu copii mici, întrebându-i cum se dezvoltă sistemul neurologic, mi-au spus o frază care mi-a rămas în cap. Și sistemul neurologic al unui copil se dezvoltă prin cantități de stres limitat, controlat. Ce înseamnă asta la un copil? Înseamnă stabilirea de reguli, stabilirea de limite. Vrei să vii să mănânci, trebuie să te speli înainte de masă. Vrei să te culci, trebuie să te speli pe dinți, te îmbraci în pijamale și te duci la culcare. Vrei o înghețată? Ți-a o înghețată, că trăim într-o societate a bunăstării. După ce ai mâncat o înghețată, s-ar putea să mai vrei 7. Și nu o să-ți iau. Și o să urli, o să țipi, o să mă lovești, fiecare copil, în funcție de cum a fost de răsfățat, va încerca să obțină gratis, să spunem așa, fără să depună efort. Dar noi dacă învățăm copilul de mic, și sunt studiile japonezi care spun că ar fi bine chiar de la un an să începem să stabilim niște limite și niște reguli copilului, că altfel ne va fi din ce în ce mai greu după aceea, copilul va învăța să se responsabilizeze, pentru că noi trebuie să pregătim copilul în acea societate în care spuneam că 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem chef să le facem. Ori dacă copilul, până la o anumită vârstă, el a fost învățat să obțină ce vrea, când vrea, cum vrea,
și fără să depună niciun efort, el nu va fi funcțional în societatea respectivă. Mie îmi place foarte mult asta apropo de o altă carte și un alt subiect pe care îl vom dezbate noi într-o altă ediție a emisiunii. Când ne ducem, plecăm de aici din zona tehnologiei și eu cumva întotdeauna le văd așa cumva interconectate aceste subiecte. Efectele acestea dăunătoare ale expunerii copiilor la ecran și autismul virtual. Este subiectul tău preferat și pe care ca profesionist îl stăpânești cel mai bine. Și ai acel exemplu cu educatoarea și cu televizorul. Deci ăla mie mi-a rămas ori de câte ori noi am vorbit. Într-adevăr, și cred că toți părinții ar trebui să știe lucrul acesta. Și nu numai părinții, chiar și educatoarele de la creșe, de la grădiniță, faptul că în momentul în care îi prezinți, să spunem, pentru un copil desene animate la televizor, și mai ales lucru cel mai grav o face în momentul în care copilul mănâncă. Chiar dimineața aveam o discuție cu familia legat de acest aspect, de faptul că copilul, pentru a fi ademenit, aș spune cumva, să mănânce, nu facem altceva decât să-i punem în față o tabletă sau un telefon cu niște jocuri. Toată atenția și concentrarea se duce pe acele jocuri, da, ale copilului. El nici măcar, de cele mai multe ori, nu mai simte. Nu mai vorbim noi de conștientizează. Nu mai conștientizează gust, tot ce e la, da? Deci mecanic nici măcar nu vede cum arată culoarea mâncării din linguriță, din lingură, da? Bunica sau mămica îi dă în gură. Și făceai tu această comparație cu săraca educatoare, da, de la grădiniță, care nu oferă. Să explic aici. Nu oferă copilului. Pentru că am explicat fenomenele. Copilul care stă foarte mult în fața ecranelor și mai ales dacă începe de la vârste foarte, foarte mici, creierul lui se învață să primească informația la o anumită viteză. Spuneam că să primească plăcere neurologică și fără să depună niciun efort. Da? Și acel copil ajunge la grădiniță. Primul lucru în general pe care îl are ca interacțiune socială este grădinița. Păi, doamna educatoare, oricât de tinerică, de drăguță și de sprinten ar fi, nu reușește să se miște cu 25 de cadre pe secund. Și această doamnă, care e un pic neinteresantă, are pretenția să înceară să fiu atent. Ori creierul meu s-a învățat să primească plăcere fără să depună niciun efort. Atenția e un proces care presupune un anumit efort. Și acum, dintr-o dată, cineva care e un pic neinteresant încearcă să depună un efort fără să-mi ofere nicio plăcere. Și atunci, de aceea, avem copii în ziua de astăzi cu probleme de atenție. Păi, nu pot concentra atenția pentru că lumea nu se învârte la viteza aia cu care eu am fost învățat. Eu am făcut un experiment pe mine apropo de viteza asta. Când am publicat studiul despre autismul virtual, a trebuit să citesc foarte multe studii, inclusiv multe filme documentare și multe studii video. Le puneam, pentru că învățasem să citesc foarte rapid, le puneam pe viteza de 3 pe player. Pe player poți să mărești viteza. La viteza de peste 3 nu mai ai sunet și voiam să am și sunet. Și după ce stăteam o oră, două în viteza aceasta, când dădeam filmul pe viteză normală, mi se părea ceva de genul că vorbește Iohannis în reloare. Ca să facem acum o glumă. Dacă vreți să vedeți cum este experimentul, încercați să puneți un film pe YouTube sau pe un player cu viteza de 0.25, adică de 4 ori mai scăzut decât real. Și o să vedeți că nu vă puteți concentra și nu puteți prinde esența filmului respectiv. Cam asta se întâmplă în creierașul unui copil. După aceea au probleme de motivație. Păi eu, în general, am fost învățat să primesc gratuit, fără să depun efort. Acum, orice lucru în jurul meu ar trebui să depun efort. Faptul că tu încerci să mă joc cu mașinuța, păi eu trebuie să mă aplec, să iau mașina, să o împing, să îmi imaginez ce trebuie să fac cu mașina aia, ăla e un efort. Eu, în general, primeam altfel. Au probleme de hiperchinezie, nu poate sta locului. De ce? Pentru că dacă lumea nu se învârte în jurul meu cu 25 de cadre pe secundă, creierul meu are nevoie de aceste mecanisme și mă voi învârti eu în jurul lumii cu 25 de cadre pe secundă ca să creez relația respectivă de mișcare. Și de aceea avem copii în ziua de astăzi, cum vă spuneam, cu probleme de atenție, de motivație, hiperkinetici, lipsă de empatie, de interacțiune socială, pentru că vă spuneam,
Noi comunicăm ca adulți, dar și ca și copii până la urmă, foarte mult prin acest limbaj metaforic, prin sarcasm, prin ironii, prin lucrurile astea. Nu ne-a învățat nimeni că o anumită tonalitate este o ironie sau o anumită expresie este sarcasm sau... Ori astea le-am învățat din interacțiunea socială, ne-am dat seama, am început să citim emoții. Ori copiii din ziua de astăzi, ei nu mai au timp să citească emoții, că ei nu mai văd. Ei comunică foarte mult prin mediul acesta online și, în general, când se joacă, o să vedeți majoritatea copiilor, ei stau online cu cineva, un prieten apropiat, dar ei doar se aud că în imagine nu este decât jocul respectiv și, eventual, într-o fereastră mică e prietenul sau vecinul sau cunoscutul care eu discut. Și ei, de fapt, nu mai învață să empatizeze, nu mai învață să citească emoții, nu mai învață și de aceea a exacerbat foarte mult și acest fenomen al bullying-ului, pentru că copiii nu mai știu să facă față stresului, nu mai știu să facă față emoțiilor. Exact la asta m-am gândit. Deci, chiar crede-mă, nu o consider o pură coincidență. Cred că cu 20 de secunde înainte de a spune tot cuvântul bullying, exact la asta mă gândeam și vorbeam cu Rare și al meu, legat de, cred că ieri sau alaltă, legat de o altă ediție a emisiunii, cyberbullying-ul. Un lucru, iarăși, un subiect extrem de actual, mai ales în contextul pandemiei. Da? Faptul că se joacă, e ok că se joacă, bun, te relaxezi, te joci o oră, cum spuneai tu, două ore, dar se joacă până târziu, noaptea, și de cele mai multe ori auzi niște cuvinte, da? Obscene, licențioase pe care le au între ei, da? Și chiar mă gândeam apropo de bullying, faptul că astfel de cuvinte probabil că este un ritual, este un cod al tinerei generații din punct de vedere al limbajului folosit, faptul că anumite lucruri în urmă cu 4 decenii, să spunem 3-4 decenii, ar fi fost foarte ofensatoare. Niște vorbe aruncate în curtea școlii, da? De un coleg când ne jucam fotbal, m-ar fi jignit și m-ar fi ofensat foarte mult. Ori acum ei folosesc aceste cuvinte, să spunem, cu o lejeritate, fără să simtă jignirea. Da? Epitete, invective, da? Îți mărturisesc, am auzit în aceste jocuri, să spunem, folosit cuvântul, și am făcut o conexiune, bineînțeles, folosit cuvântul bully. Da? Ești bully, după care m-am dus cu gândul la bullying și, știi, adică, uite, e foarte interesant și totuși faptul că pe ei nu-i deranjează acest limbaj pe care îl folosesc, repet, în timpul jocurilor. Pentru că în timpul jocurilor, adrenalina este la maxim. Da? E realmente tremur cu mâinile pe joystick în momentul în care te joci. Și mai ales când ești în rețea cu cineva. Da? Și ești în universul al tău și în momentul în care mai strecori așa câteva cuvinte mai deocheate, să spunem, nu au același efect pe care l-aveau, cum spuneam eu puțin mai devreme, în urmă și cu din mulți contră, ani. Par mai cool așa dacă folosești. Exact, exact. Par mult mai în trend, mai, da. Din păcate, bullying-ul, eu îl văd odată un bullying pasiv la care luăm noi parte ca părinți foarte mult, tocmai prin accesul acesta pe care îl dăm copiilor destul de nelimitat așa în fața ecranelor și ei, de fapt, ne mai interacționând social, nu știu să facă față relațiilor sociale și e bullying-ul activ cu expresiile și jignirile sau lucrurile ofensatoare, punerea de filmulețe pe YouTube cu persoane în postaze jenante, umilitoare. Deci, dar contribuim și noi foarte mult la acest tip de bullying prin hiperprotectivitate și prin neglijarea copilului care stă, ignorarea lui care stă foarte mult în fața ecranelor și care nu-și mai dezvoltă mecanismele sociale necesare. Gândiți-vă că școala asta online, pe termen scurt, eu zic că e ok, pe termen lung, din păcate, nu are cum să ajute copiii, pentru că dacă tragem o linie cu ce am rămas noi ca adulți după 12 ani de studii, nu vorbim de facultate, că acolo de obicei învățăm, ne place, ne o alegem. Dar în 12 ani de școală obligatorie, o să vedem că cu mare lucru n-am rămas, cu 5-10% cred că ca și informații, dar cu ce am rămas cu
aceste mecanisme sociale, aceste mecanisme de a ne descurca, mai ales din clasa 5-a, unde am avut mai mulți profesori și trebuia să jonglăm cumva printre tipologiile acelea de personalitate. Aveam profesori mai drastici, trebuia să învățăm foarte mult, aveam profesori mai permisivi și învățam că obținem niște note mai ușor sau prin niște metode mai simpliste. Și lucrurile acestea ne-au ajutat până la urmă în viața reală, în care întâlnim și greutăți, întâlnim și probleme, întâlnim și momente fericite, să știm cum să reacționăm în aceste tipuri de interacțiuni. Ori copiii din ziua de astăzi, din păcate, sunt foarte mult online odată în fața ecranelor pentru școală, după aceea, continuând cu online-ul acesta, nu se mai dezvoltă corespunzător. Eu am văzut o formă din aceasta de autism virtual, cum am numit-o eu, inclusiv la adulți. Deci, prieteni, în general IT-ști, care stau foarte mult și lucrează foarte mult în fața ecranelor, prieteni care erau foarte social și sociabili într-o anumită etapă a vieților, vecini, ieșeam foarte mult, socializam foarte mult și după ce au început să lucreze în marile corporații, mai ales în programare, în IT, cum spuneam, deci stând 8, 10, 12 ore pe zi, poate, în fața unui calculator, datorită jobului, auzeai că vine acasă, îl sunai sau te duceai la el la ușă și spuneai că hai să ieșim să ne plimbăm cu bicicleta, hai să ieșim la o terasă, hai să ieșim undeva sau să jucăm un joc, să jucăm cărți. Și îți dădea un răspuns de genul, nu că mi-am luat un joc frumos și vreau să-l încerc. Adică el după ce stătea 8-10 ore pe zi în fața ecranului, acum își găsea plăcere tot în fața ecranului. De ce? Pentru că, spuneam, creierul are nevoie de aceste mecanisme de hormonii ai plăcerii, de serotonină și dopamină. Ori dacă și noi obținem în general acești hormoni ai plăcerii pe interacțiunea socială sau pe activitățile care presupun undeva o activitate socială. Ori dacă tu stai foarte mult în fața unui ecran, creierul se adaptează și începe să producă hormonii plăcerii pe tipul acesta de interacțiune. Și el nu mai obține plăcere din interacțiunea socială și el va căuta să o evite. De ce o evită? Tocmai pentru că nu mai obține plăcere. Este un efort prea mare. Cu toate că, de fapt, statul în fața unui ecran foarte mult ne afectează odată la nivel social, dar odată la nivel de energie. Ne scade de energie, ne secătuiește de energie. Și de ce? Pentru că, în general, ecranul tinde să ne ducă în undele cerebrale acelea alfa, care spuneam că sunt foarte dăunătoare. Dacă stăm în fața ecranului ca și activitate cognitivă de școală sau de muncă, creierul trage și mă ține în undele cerebrale beta, dar reușește să facă lucrul acesta cu un efort mult mai mare. Înțelegeți? Și atunci de-aia mă simt mai secătuit de energie și după 8-10 ore pe zi de muncă în fața unui ecran, dacă îmi cere cineva să ne plimbăm cu bicicleta, o să zic nu, vreau să mă uit să mă relaxez, să stau în pat, să mă întind, să-mi iau telefonul, să mă uit sau să stau la un joc. Și atunci, din păcate, vedem că interacțiunea socială scade, nu mai știm să ne comportăm. Eu de multe ori aud la tineri, la adolescenți, păi n-am știut cum să mă comport. Expresia asta e generală cumva, n-am știut cum să mă comport. Păi n-ai știut cum să te comporți pentru că, de fapt, n-ai fost pus în situații. Pentru că frustrarea noastră a crescut foarte mult a adulților și ducem copiii la un loc de joacă sau să se întâlnească cu niște prieteni, copiii unor prieteni apropiați și dacă îi vedem că se ceartă un pic, imediat ne ducem noi să le rezolvăm problemele. Nu îi lăsăm să înceapă să-și medieze. Copilul are nevoie până la urmă să învețe să-și medieze și singur niște conflicte. Exact. Cu el după aceea, uite, ar fi fost bine dacă ai fi reacționat așa în situația respectivă. Dar vedeți, asta înseamnă conectare cu copilul meu. Eu să-l urmăresc, el să mă urmărească. Auzi, mă gândeam așa, când sunt prea mici, când părintele ar trebui să-l lase, să nu intervină, să fie doar un simplu observator, cum am spus-o noi de foarte multe ori. Doar un observator. Ești foarte aproape de copil, fără să intri în spațiul lui intim și-l urmărești. Iar în momentul în care părintele ar trebui să facă ceva, apropo că noi aici am făcut așa o mică paralelă pornind de la efectele asupra expunerii copilor la ecrane, dar ne-am dus și în zona autismului virtual și puțin în zona cyberbullying-ului. În momentul în care părintele ar trebui să fie conștient de faptul că pe rețelele de socializare, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, se întâmplă ceva și copilul de cele mai multe ori are un sentiment de rușine, de vinovăție
și îi e frică, îi e teamă copilului să se deschidă în fața părintelui. Mama, tata, astăzi pe Facebook un băiat mi-a adresat niște cuvinte foarte obscene. Sau un coleg, eu fiind băiețel, un coleg de-al meu mi-a adresat nu știu ce lucruri. Nu fac lucrul ăsta. Și de cele mai multe ori ei spun, hai mă, lasă-mă, că așa sunt copiii. Ei se ceartă, ei se împacă. Deci exact în momentul în care ar trebui să ia părintele un pic de atitudine, pentru că cyberbullying-ul... Neapărat de atitudine, dar cât să-l învețe că... Să se protejeze. Să accepte, să se protejeze și exact. Să învețe că tipul ăla de comportament nu e normal până la urmă, că el îl va accepta ca făcând parte dintr-o normalitate, ce spuneai și tu. E o hărțuire până la urmă. Vorbesc ca un limbaj atât de vulgar și atât de obscen, pe care, sigur, dacă ar fi față în față, nu cred că l-ar folosi la nivelul acela. Da? Dar ei folosind foarte mult limbajul acela, se învață până la urmă să-l folosească, inclusiv când se vor întâlni față în față. Fără să-și mai dea seama că, mă, una e să, că și noi până la urmă cu prietenii apropiați poate avem un anumit tip de comportament și un anumit tip de limbaj, dar când ne întâlnim cu prietenii și au colegii de la serviciu, cu prietenii și colegii din alt mediu, ne comportăm cumva diferit, pentru că e vorba și de structura socială în care ne aflăm în momentul respectiv. Și copiii, din păcate, nu mai învață să facă diferențierea, că stai puțin, nu mai sunt eu cu prietenul meu care mă trag de șireturi sau îmi permit anumite glume de un anumit nivel. Sunt cu niște necunoscuți, poate, sau sunt cu niște persoane care nu ar trebui să vadă fața asta a mea. Exact. Dragii noștri, am vorbit astăzi și eu mi-aș dori foarte mult să continuăm acest subiect, pentru că, iată, subiecte, teme foarte fierbinți, cum este expunerea copiilor la ecrane, cum este cyberbullying-ul sau cum este autismul virtual, despre care, din păcate, încă se vorbește puțin în mass media și încercăm să aducem așa un pic de lumină. Astăzi a fost alături de noi Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician. Îi mulțumim foarte mult pentru că ne-a împărtășit informații și, aș spune eu, informații nu doar utile, dar cumva în spate cu un soi de background și de expertiză științifică, pentru că știu că toate informațiile pe care tu de altfel mi le comunici sunt realizate în urma unor studii și în urma unor cercetări. Iată, vorbeam despre autismul virtual. Am pornit discuția noastră de la cartea Părinții și tehnologia digitală, cum să crești o generație conectată, de John Coleman și Susie Hyman, în colecția Parentaj a editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră că ați fost alături de noi, Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician și inițiator al campaniei Stop Autismului Virtual. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere, o zi frumoasă!